tablu. Așadar, stimați telespectatori, pentru aceia dintre dumneavoastră care ne vedeți acum în direct pe cablu, suntem alături de unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, Silviu Biriș. Este o onoare să-l avem. Mulțumesc, și continuăm maratonul nostru în paralel pe cablu și pe internet. Bonjour. Spuneați de 20 de turnee prin țară. Cum puteți face la față la așa ceva? Ce înseamnă? Mi se pare, în primul rând, pare o lăcomie din partea mea, dacă să mă gândesc. Acum stau și mă gândesc o disperare. Ce să spun? Astea sunt vremurile. Putem să dăm vina pe vremuri, pe sistem, pe ce vreți dumneavoastră. Nu apari, nu existi. Nu este o cale de mijloc. Ori apar foarte mult și ești de mare succes, ori apar puțin și... Da, să zic, succesul ăsta, notorietatea asta, probabil undeva e contabilizată cu numărul de apariții. Dar e greșit. Uite, mă gândeam acum, Dumnezeu să ierte, ieri s-a mutat la domnul mare actriță Carmen Galin. Ce să spun, ea a ales din 95 să nu mai lucreze, vorbesc de cazul ei acum, a ales să nu mai meargă din motive personale. Și demnitatea a fost aici un atribut care a convins-o să renunțe la scena Teatrului Național. Noi actorii suntem niște oameni foarte speciali. În primul rând suntem niște copii care nu cred că se vor maturiza niciodată sau foarte greu. Răsfățați, publicul ne iubește, ne gratulează cu aplauze. Cred că trebuie să învățăm și din lucru. Până la urmă, și asta e, să zic așa, are o plată. Până la urmă, noi rămânem singuri, se trage cortina. Aici este. Foarte mulți dintre noi nu-și recunosc sau nu-și dau seama. S-au făcut actor pentru a suplini, de fapt, o formă neîmplinită de dragoste, care a venit cu siguranță din copilărie. Unii am avut bucuria să avem părinții lângă noi, alții am stat cu cheia de gât. Alții am fost crescuți de părinți, alții în orfelinate și așa mai departe. Deci până la urmă totul se rezumă, inclusiv turneele astea, la iubire. La o formă de iubire, de empatie. Omul este de fapt o ființă socială, dorim să mergem, este ca o adrenalină care de fapt se manifestă. Eu am lucrat foarte mult la circ sub regia Brândușei Novac și mă uitam la acrobați care se urcau la zeci de metri. Și ziceam, bă, ce-i cu voi? Zice, băi, ne-a intrat rumegușul în sânge, așa era expresia, rumegușul, cum era pe vremuri în Șapito. Există probabil acolo undeva în inima fiecăruia, mai ales meseriile astea artistice, de a se expune, de a se arăta. Nu știu cum trăiește un medic, dar probabil și la el, un chirurg, să zicem, are o adrenalină specială. Ce să zic, mă uitam și, cred că orice profesie, orice meserie are... Dacă o faci cu plăcere, există această nebunie. Și revenind la numărul ăsta de spectacole, cu ajutorul lui Dumnezeu, am triat, că altfel aș fi avut 30 de zile din 30. Am avut perioade în care jucam și de două ori pe zi. Am avut perioade în care nu ratam nicio emisiune la televizor. Aveam perioade în care, din păcate, familia ajunsese pe planul secund, dintr-o dorință de a suplini... un confort, un fals confort, care de fapt nu e decât un faliment. Nu e decât un faliment. Goana asta noastră după un confort, de fapt o satisfacere a sinelui, cum se zice, filautie se numește, dacă nu greșesc, care este maica tuturor păcatelor, când de fapt lucrurile simple sunt cele și care... Și dacă nevoia umană este de dragoste, este de empatie, este de socializare, la ce ne va duce această... Psihoză? Păi nu avem cum să luptăm în natura firii, adică duce în ideea nu ne putem de... în singura, nu ne putem. Și pusnicii cei mai pusnici, tot ies de acolo din chiliile lor și merg să împărtășească, să fie într-o comuniune, măcar, nu știu, o dată de două ori pe an, habar n-am, adică și ei nu se duc acolo de capul lor, ei se duc să roage pentru noi. Nu, sunt convins că vor exista niște forme neașteptate de... În primul rând m-am uitat trei zile la rând oameni pe lângă care treceam, știam că trec, ei știau că trec, acum pentru prima oară ne-am uitat unul în ochii altora, ne-am iubit, ne-am zâmbit. Deci a fost un moment de la... Deci n-a fost o euforie de asta pe moment. Nu. A fost chiar ca și cum trăiești ultima clipă.
Asta se dat, și meseria mea, de multe ori ne spuneau profesorii și mari actori ce au jucat ca și cum ați jucat ultima dată. Am avut ultimul spectacol la Constanța cu Părinții Teribili, cu Magda Catone, Diana Lupescu, Raluca Juganariu și Marius Bodochi și am jucat acolo ca și cum am fi jucat ultima oară. Publicul ne-a perceput ca și cum am fi jucat ultima oară. Parcă despărțeam, parcă eram pe Titanic, nu știu, găsiți-mă astăzi orice analogii, în fața unei plecări. De fapt, cred că trebuie să ne punem tot timpul, să spunem așa, exercițiul ăsta de imaginație în fața unei plecări, că putem pleca oricând. Pe de altă parte, credința mea ortodoxă mă îndeamnă să cred și să știu foarte clar că lucrurile sunt din marea dragoste a lui Dumnezeu spre binele nostru. Chiar și în momentul în care, și mi s-a întâmplat în experiență, în momentul în care am fost trântit la pământ, mi s-a dat și cu cizma peste gură, mi s-a pus și noroi peste cap și la propriu și la figurat și tot m-a ridicat și m-a vindecat. Sunt momente minunate. Acum poate trebuie să uite, să stăm mai mult față către față, să stăm noi cu noi înșine, așa cum a spus, introspecție. Fiecare să, ăsta e cuvântul, să se roage, atenție cui ne rugăm acum. Există riscul ăsta, sunt în casă, să ne rugăm mai mult la frigider, să ne facem tot felul de chiar chipuri cioplite. Era o postare, în loc să devalidați frigiderul, da, n-ați putea să profitați de această situație, să faceți niște zile de post, adică cumva... Da, există. Ce să zic, poate ieșim pe rând din casă, adică, nu știu, găsim variante, dacă tot... Că nu poți să... Na, acum ce să zic, mă gândeam la sfinții închisorilor. Nu știu dacă ieșeau cu lunile, nu ieșeau. Îi băgau la câte un răcitor acolo. Vine să zic Sfântul Arsenie Papacioc, îi zic eu. Părintele Papacioc povestea cum trăiau acolo. Adică natura umană este surprinzătoare și asta datorită darului ăstuia divin care s-a strecurat în noi. Acum ce să spun? Trebuie să fim atenți, să fim trezvitori, cum zic părinții, sfinții părinți. Și să, din când în când, să reducem motoarele, să nu ne aruncăm în cap. Pentru că și sinuciderea e un păcat. Ea nu înseamnă doar că ții zilele aruncându-te de la Doamne ferește, exemplele sunt nenumărate. Poți să te sinucizi conștient, adâncindu-te într-un păcat. Nu neapărat că e alcoolul, că e munca. Poate să fie un păcat al egoismului, al iubirii de sine, așa cum spuneam. Deci e un moment de reflexie acesta. Mamă, genial, da. Deci mi se pare minunat cum au coincis această întâmplare cu ceea ce tu ți-ai propus să faci. Este... De-aia nici nu puteam să nu vin. Am promis odată și aici, într-adevăr, aici eu sunt un cap de la decret, cu de multe ori, când promit ceva, adică doar să... Nu, na, să fie o chestie foarte serioasă. Și apoi mă gândeam, ce minunat, foarte frumos. Care a fost pe partea de devenire personală ceea ce v-a ajutat să deveniți ceea ce sunteți? Păi neiubirea. Așa cum spuneam la început, de fapt eram foarte iubit și sunt în continuare foarte iubit. Noi însă suntem atât de inconștienți încât nu apreciem că un gest, uite, faptul că tu te m-ai invitat aici, este un act de iubire. E un de apreciere. De... Nu înseamnă că trebuie să ne luăm imediat acasă, unii pe alții, sau putem să facem și asta până la urmă. Chiar fac exercițiul ăsta mereu. Adică de ce, dacă iubesc, să nu iau un cerșetor de pe stradă? Hai, bagă-l în casă. Haide, dacă zici că iubești oamenii. Hai, Biriș, fă chestia asta. Suprem. Maica Tereza din Calcuta, vindeca leproșii. Din Alin, de fapt a fost o chestie care a fost, să zic așa, din copilărie, din copilăria noastră se trag majoritatea. Adică noi venim pe lume, da, bebeluși, venim, cum, că mânca la mama, zine să-l mănânce. Înseamnă că e perfect, e ceva perfect acolo, e o perfecțiune. Nu e încă bărbatul desăvârșit, dar e perfect, este un copil. Și acolo încep să alegerile noastre sunt de fapt trei etape. Este vorba de mediul în care trăim, experiențele noastre și apoi alegerile noastre. Deci acestea trei să le analizați. Ce v-au făcut să deveniți ceea ce sunteți? Mediul în care am trăit, experiențele și alegerile. Mediul în care am trăit a fost un mediu al iubirii. Bunicii mei m-au răsfățat,
nu semna că nu aveam responsabilitățile copilului. Apoi mediul s-a schimbat, a devenit un mediu pe care l-am perceput ostil. Și nu zic că n-a fost rău acum, pentru că dacă nu era mediul acela ostil în care eu aș fi vrut să plec de acasă și ceea ce s-a și întâmplat, nu aș fi ajuns pe scena Teatrului Național, ca să zic. Să știți că același lucru îmi spun și eu despre mine. Am reevaluat tot trecutul meu și îmi dau seama că dacă nu aș fi avut anumite situații mai dificile, probabil că m-aș fi mărginit să rămân în orășelul meu de provincie cu o ocupație oarecare. Oarecare asta nu e, nu poți zici că oarecare. Știi, mi-a mai zis cineva foarte frumos, un om mai înțelept decât mine, zice, niciodată să nu râvnești la vocația altuia. Foarte interesantă. Mm-hmm. Și am stat și m-am gândit, pentru că până la urmă și eu m-am făcut actor pentru că am văzut niște modele, niște vocații împlinite, să spun așa. Și ai grijă ce-ți dorești, mai și ai adevărat, foarte adevărat. Ai grijă, apropo, că toată lumea aici să se întoarcă odată românii noștri din diaspora. Iată că se întoarcă. Bun. Așa că noi cerem foarte mult, foarte mult și asta ca o paranteză, să revin după aia la ceea de ce am devenit așa, ceea ce sunt acum, și nu știm că trebuie să zicem să zicem uite ce bună e cafeaua asta, mi s-a dat, e foarte bună și apa, bineînțeles, dacă nu-mi place, nu o beau, dar e foarte bună, întâmplător sau nu întâmplător. Să ne facem lecțiile noastre personale și după aia să ne uităm în grădina celorlalți. Iar revenind la mediul în care am crescut, apoi a devenit un mediu ostil, experiențele pe care le-am acumulat m-au făcut să mă izolez la început în mine, probabil ca orice adolescent, preadolescent și așa mai departe. Mi-a lipsit de multe ori curajul, invidiam de multe ori pe mulți băieți care probabil aveau curajul să se impună ori în fața unei fete, ori în fața unui anturaj. Am fost mai mult pe postul de ascultător de cele mai multe ori și în momentul în care am ales, că a venit al treilea meseria aceasta, eram într-un loc în care nu aș fi crezut niciodată că se poate întâmpla ceva. Duceam pe fratele mai mic la un curs de calculatoare. Eu așteptam să se întoarcă. A venit o tânără, mult mai tânără decât mine, deci aveam vreo 17 ani, avea vreo 15 ani. Mi-a zis, nu vrei să vii într-un cerc de teatru, ceva de genul ăsta, clubul nostru de teatru? Zic, bine, prin prisma... Nici nu știu cum a fost, adică nu prin prisma neapărat experiențelor anterioare, că mă puneau bunicii să mai spun poezii și așa și pe dincolo, pe scăuner când eram mic, sau că vedeam mari actori la televizor, zic, hai să văd. Deci, cum să zic, puteam să m-am dus. A fost ceva care chiar există forțe, care forța lui Dumnezeu, care este dincolo de voința noastră de multe ori. Cum să zice că te-a fost deschide o cale în frunte. Da, apropo de lucrul ăsta, bineînțeles că dacă stai cu trezvie așa și cu minte așa, poți să, dar la 17 ani numai asta n-aveam eu în minte, zic. Și am ajuns acolo și acolo am simțit, mi s-a umplut acel gol sufletesc pe care eu îl aveam la ceva. Mi-am adus aminte de un moment cu dumneavoastră, apropo de faptul că se vede această legătură cu Dumnezeu, cu biserica la dumneavoastră. Da, eu mărturisesc lucrul ăsta pentru că și student anul 3 la teologie. Asta nu știam. Am ieșit din scadru ceva? Nu, cred că este ok. Colegii să-mi spuneți dacă e că... să urmărească. Îmi aduc aminte de un moment cu dumneavoastră în care eram la, nu știu, 2-3 noaptea, pe o noapte friguroasă. Așa? La catedrală, atunci când s-a deschis când să trecem prin altar. Deci ați stat și dumneavoastră la rând cu tot muritorul și cu mine la acea coadă de 4-5 ore în care ne înghețau picioarele pe acolo, ca să în mod real să trăiți acel moment. Ce a însemnat momentul acela pentru noi? Fiecare drum către biserică este un drum, eu nu fac un negoț. Deși îmi scapă uneori, apropo de introspecție și sinceritate. Noi trebuie să facem un negoț. Doamne, eu fac un pas către tine, eu știu că tu faci 10. Deci este o evidență. Așa cum e evidența că o să murim, așa cum e evidența că noi suntem aici și așa mai departe, că sunt lucruri care depind de noi și lucruri de care noi depindem, așa este și această evidență că
nicio faptă nu rămâne nerăsplătită, ca să spun. Și chiar și... pentru mine a fost un... Da, bine, toate vin din crize autentice, eu cred. Din momente în care ai dezamăgiri, care de fapt sunt tot spre bucuria ta. Și în momentul acela am început să mă apropii. Eu care acum ani de zile, când eram în mașină și vedeam câte o coadă, un rând, vedeam, da, pelerinajul la Sfintele Moaște, cum se numește. Mă, băieți, ce fac frate ăștia? Nu ziceam neapărat pupători de ciolane sau cum se exprimă alții. Ziceam, bă, frate, stai, că sunt lucruri mai... Da, în fine, etică, judecam. Judecam. Este un drum, este în primul rând, sunt pași. Sunt pași în cunoaștere, mai ales când ești în rugăciune. Acolo, în rândul acela, toți avem, să spun așa, și un scop final, de a ajunge și de a ne închina. La oraclă, a trece prin altar, deci scopul este comun. După aia mai apar ispite, unul poate vorbește mai tare, unul la telefon, dar astea nu durează, nimic nu e veșnic, știi? Și de fapt îți iei putere. Dai voință, că e o voință și iei putere. Foarte frumoasă ecuație. N-am zis-o eu. Tot cred că Părintele Papacioc a zis, dar de fapt asta este toată ecuația. Dai voință și iei putere. Noi avem nevoie de putere, avem nevoie de hrană. Și teologia o faceți pentru că aveți o nevoie interioară de studiu, de apropiere de Dumnezeu, sau chiar vă gândiți la o... Prima. M-am gândit la un moment dat, am cochetat cu acest gând, pentru că despre asta e vorba, spre rușinea mea am cochetat. Preoții pe care i-am cunoscut, începând cu capul bisericii, cu patriarhul, cel Daniel, vechi sau cel nou, deci cel actual. Patriarhul Daniel, cum să vă spun, sunt, din punctul meu de vedere, eu văd nu vreau să zic perfect, dar cam ăsta e cuvântul, adică sunt niște personalități, efectiv. Se vede foarte clar lucrarea Harului Duhului Sfânt în ei și m-am uitat la crucea pe care o poartă. În primul rând, dacă toți dau de câte un nebun ca mine zilnic, eu să fiu cu mine în casă toată ziua, mi-e foarte greu mie. Da, păi să fii unul ca ei care, chit că interacționează cu mine 5 minute, 10 minute, mă gândesc numai la duhovnicul meu când mă duc să mă spovedesc. El trebuie să aibă, în primul rând, dragostea să ne asculte pe fiecare în parte. Să ne iubească pe toți fiii duhovnicești. Și mi-am dat seama, eu nu am încă măsura asta. Nu am încă măsura asta. Ați văzut un pas în urma serafimilor? Și dacă nu am văzut și l-am ratat, am vrut să merg și... Să știți că eu l-am prins, cred că în prima zi de cinema, da. Când s-a deschis, m-am dus chiar la un mall din ăsta, Mititel, că filmele românești nu intră Nu intră. Și mi s-a părut atât de bun filmul, încât i-am invitat pe regizor și pe câțiva dintre actori la o emisiune, am făcut-o și ulterior au câștigat și un premiu foarte mare de film. Da. Și este o poveste reală. Regizorul a făcut teologie, povestea... Acum ce să vă spun, când cade un preot sau când auzim despre un preot, este ca și cum ai auzit de un avion care se prăbușește. Când auzi de malpraxis la medici, la fel. Când auzi de un om fără de lege ca violat, zice, a mai violat pe cineva, știi, mamă. Adică, știi, cam asta se întâmplă și în rândul bisericii. În momentul în care cineva iese din ecuație, din schemă, în momentul ăla, vai, dar nu se poate, vai, dar ce-a făcut preferit, vai, dar ce-a făcut. Nu poți să, tu judești din prisma a ceea ce îți transpune ție un interlocutorul, presa, în cazul de față. Eu am văzut acolo, sunt, bineînțeles, nicio pădure fără uscăciuni. Dar cum să vă spun, totuși, în biserică, biserica care este cinzecimea neîntreruptă, cum spun mari teologi, lucrurile nu rămân așa. Acolo nu e, n-ai cum, adică și fapt, și, nu știu, o mână pe clanță, vezi finalitatea, vezi ce s-a întâmplat. De fapt, noi avem două porunci de foarte, foarte simple, dar foarte grele. Să nu ai niciun alt Dumnezeu decât pe mine și să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți.
Și alt Dumnezeu aici nu înseamnă neapărat vițelul ăla la care se închindea oamenii. Nu. Poate să însemne orice aspect de viață, da, pe care noi îl prețuim mai mult, de punem mai mult cafeluța de dimineață, atenție, energie, micile noastre tabieturi, plăcerile nevinovate, cum ne scuzăm noi, care după aia, vai da ce m-am îngrășat, vai da s-a pus pe șolduri, vai să... Nu. Asta este. Adică fă-ți templu și din trupul tău. Trupul tău e templu al Duhului Sfânt. Trebuie să avem grijă de alimentație, că, într-adevăr, sunt oameni care nu-și permit, poate, să țină un regim așa. Sunt oameni care se scoală dimineața la 3 și merg. Dar fiecare avem datoria asta să nu ne batem joc de ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Creatorul a dat mâinile, picioarele. Nu trebuie să ajungem să ne mutilăm. Ați atins la un moment dat ideea de har în contextul ăsta după muncesc. Ce înseamnă harul actorului? Este același har, este un har diferit? Da, e un har diferit. Există un sfânt, Sfântul Filimon. Este un exemplu care mi-a venit în minte. Este și o mănăstire unde hramul este hramul marelui Sfântului Mucenic Filimon și stareț este fostul actor Dragoș Păslaru, părintele Valerian. Și zice acolo, într-o parte, zice, tu cel care ai slujit lumii și ai ajuns să slujești lui Hristos. În momentul în care, da, avem un dar, se numește dar. E darul de a reuși să devii translucid, pot să zic, în fața spectatorilor și să te lași pe tine, fiecare celula ta să se vadă cum te emoționezi, cum plângi, dar trebuie să știi cui slujești, că poți să faci, nu trebuie neapărat să zici că joci un rol de criminal și cum să zic, înseamnă că nu mai facem filme cu poliții și așa mai departe, nu. Trebuie să găsești omenitatea, umanitatea din personajul respectiv. Adică să, ceea ce transmiți tu, transmiți în spectatorii, să dește în inima lor un lucru bun sau o ideologie. În momentul în care tu să dești o ideologie și ca orice ideologie care este dedicată falimentului, vezi comunismul, în momentul acela tu nu mai slujești cum trebuie meseriei tale. Cum te perfecționezi în harul de a juca? Ce etape se parcurg astfel încât să ajungi un actor mare? Cred că, așa cum am mai spus și într-un interviu, smerenia este cel mai bun lec, să spun, de a te face mic, culmea paradoxală în meseria noastră. Țin minte când am hotărât să am ales sau de fapt n-am ales n-am avut încotro să merg pe drumul acesta, mi s-a zis, băi, ai grijă că meseria asta, și chiar oamenii din biserică mi-au zis, voi să aveți orgoliu ăla, să fiți primii, sunt eu și restul nu mai contează. Așa este. Așa este. Și mi-am dat seama abia acum a început meseria pentru mine. În momentul în care reușesc să lupt și să las pe celălalt să înflorească lângă mine. Și era un lucru pe care Ion Cojar, marele pedagog, Dumnezeu să-l odihnească, ne spunea, adevărul tău e în partener. Eu nu pot să am un monolog când sunt cu partenerul. Acum noi avem un dialog, mă asculți ce spun. Trebuie să fiu atent la partenerul meu. Și asta înseamnă smerenie, înseamnă a te da pe tine un pas mai în pas și a lăsa pe celălalt să înflorească până la urmă. Contează partenerul de scenă? E ca la fotbal? Contează și valoarea coechipierului? Cine îți dă pas acum? Pentru că rolul tot ăla e, dar poate fi jucat de persoane. Nu știu, nu vreau să mă grăbesc să zic da. Nu, uite, nu. 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 Mi-am dat seama acum la un spectacol un partener care nu e actor de meserie. Și am exemplele astea, dar am avut nu vreau să mă dau răbdarea, dar am avut încotro și a trebuit să fac exercițiul răbdării și exercițiul, să spun, exercițiul dragostei, pentru că nu sunt capabil să iubesc așa cum ar trebui să iubească, cum ar trebui iubirea să fie, fără, în plenitudine, fără. Adică am făcut și omul ăla a crescut, a evoluat, acum suntem în, chiar am avut ultimul spectacol în care cum să spun, era de urmărit. Să zic că era de succes, ca să spun. Deci cu ajutor, cu perseverență, în primul rând,
orice lucru. Nu există oameni care să aibă două mâini stângi. Există doar oameni care nu vor, care aleg să nu vrea. Nu există, așa cum știm foarte bine, nu pot. Există tot alegerea noastră. Noi putem orice. Noi putem să fim după chip și asemănare. Noi hotărâm. Noi alegem să fim. Carisma e un dat sau e ceva care se construiește? Și interacțiunea asta cu publicul? Este un dar, tot un dar. Un dar care uneori poate să-ți fie de folos, iar alteori să... Și e constant sau ați simțit în viața dumneavoastră? Genială întrebare. Mă ispitiți. Da, foarte bună. Nu. În momentul în care noi, fără să vrem, prin natura noastră umană, fugim în lucrurile care sunt confortabile. Punem etichete, dăm soluții. Știu eu, părerea mea e că, băi, eu știu, spune-o pe mine. În momentul în care tu știi că ești conștient că tu ești un tip carismatic, s-a dus dracului totul. Iertați-mă că îl spun pe nume. Dar cam așa se întâmplă. Nu, trebuie să uiți de sine. Să uiți de tine. Asta spun. Chenoza, golire. Golire, permanent. Știu că e greu. Chiar și când te duci la cumpărături. Încerc să fac exercițiul ăsta și mă ajută Dumnezeu să uit că nu sunt eu. Știu, e adevărat că mi se deschid anumite uși, că eu sunt actorul. Că eu sunt unul care... Brandul, sunteți un brand. Mult spus brandul sau nu știu ce, știi? Da, e adevărat. Dar iau asta ca pe o recunoaștere și ca... Nu vreau să fac, nu vreau să sar rândul, sau dacă sar rândul, o fac doar pentru că trebuie să ajut pe alții, la rândul meu. Dar când n-am altceva mai bun de făcut, stau în rând. Și eu v-am văzut. Na, fără ca dumneavoastră să știți. Da, stau în rând. V-am văzut în acel rând. Nu pot, pentru că mi s-a dovedit de zeci de ori că orice ban nemuncit, că orice rând sărit, nu are viață lungă. Nu are viață lungă. Ați moștenit și darul cântatului, dacă nu greșesc, de la mătușa dumneavoastră? Mătușa e prin alianță, pot să spun, chiar de la mama și de la tata. Tata este absolvent de conservator, mama a făcut parte din corul uzinelor semănătoare, celebre uzine desființate, așa, și mama cânta în casă, cred că mai și cânta, acum mai stăm împreună, dar îi place să cânte. La noi în casă se ascultau romanțe, muzică de petrecere, era o viață, să zic așa, de lume, cu atmosfera anilor de dinainte de 90. Mătușa Veta m-a moștenit, ca să spun, prin căsătoria cu unchiul Ion Vărul de gradul întâi. Și într-adevăr, coincidența a făcut că suntem, ea cântă extraordinar, eu sunt o persoană muzicală, mă consider, dar ne potrivim așa, chiar avem... Ați făcut duet? Am făcut duet și am făcut două duete de două ori și a fost foarte bine, însă la fel, ea a avut alte contracte de onorat. Eu așa, da, de multe ori suntem și eu și ea vorbim la telefon, ce bă, suntem niște caragioși, că n-ar trebui să ne... Da, poate, da, trebuie și să... Și cântați muzică tradițională românească, da. De ce tradițională? Păi, și nu vă aruncați în șlagăre compuse de compozitori la modă. Da, am încercat să fac și varianta asta, dar mi s-a... Idolii tinerei generații. Păi, în primul rând, la vârsta mea, știi cum e, trebuie să vezi măsura. Am încercat să fac lucrul ăsta, mi-a dat cineva un demo și eram ridicol. Adică, nu ca cum aș fi vreun model demn de urmat, dar trebuie să ne păstrăm, să ne asumăm că îmbătrânim, că există o etapă a vieții. Pe mine muzica asta mă exprimă pentru că eu nu știu cât cântăresc sunt, dar cât sunt cozăr sau povestitor. Și povestesc, adică în momentul în care am un, nu știu, coșarul, e versul, hai coșar, coșar, prin oraș, hoinar, hoinar. Cine mai face astfel de versuri? Și în momentul acela, pentru mine, este foarte important, fiind actor și legat de cuvânt, să povestesc prin muzică și linia melodică pe care eu o însușesc. Deci arta povestitului e foarte importantă. Da, e foarte importantă pentru un actor. Un actor bun e actorul care povestește. Poveste. Da, care are de povesti, care știe să... Na, în termen duri, care vinde.
care știe să, să te păcălească, zic mulți. De fapt, autenticitatea este foarte importantă aici, pentru că oricine poate să povestească ceva. Aici intervine gradul de credință în care tu ți-asumi rolul pe care îl ai. Adică, uitați-vă la escrocii ăștia care vin pe stradă. Deci, nu mai am aia. Apropo, că era și filmul Naie Caranfil cu Filantropica, cum zicea Dinică, băi, mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană. Da, aici la fel. Și în cazul nostru trebuie să povestim frumos, să povestim ceva ziditor. Da, și ei, și hoții, și cerșetorii sunt personaje biblice, vă dau o veste, nu o să scăpăm de ei niciodată și nici nu avem cum. Sunt personaje biblice, fac parte din panoplia marilor personaje pe care Mântuitorul le-a vindecat, care s-au întors la credință, vameși, farisei, orbi, leproși. Ați punctat la un moment dat cuvântul. Mm-hmm. Ce înseamnă cuvântul pentru dumneavoastră? Acum, pentru mine, cuvântul înseamnă, să zic așa, unealta muncii mele ca actor. Tot timpul ni se spune, băi, vorbiți tare, că dacă nu vorbiți tare, nu se aude și dacă nu vă auziți, lumea pleacă acasă. În facultate, aici, la nivel de morală creștină, mi s-a spus că, și e adevărat, cuvântul, informația este, cum să zic, basicul. Noi, expresia noastră, dacă vă uitați, este, noi exprimăm 15% prin cuvânt. Emoțiile noastre țin de altele. Body language, da? Deci limbajul trupului. Expresia facială, privirea, toate lucrurile astea. Caut acum, apropo de cuvânt, în meseria mea, și asta era frumusețea, să ne sprijinim numai pe text, să descoperim ce se ascunde în spatele textului. Textul e pretextul. Adică eu vreau să-i spun unei fete că o iubesc. De multe ori îi spun direct, te iubesc, și ea zice, și eu pe tine, sau poate să zic, ah, vreau. Cred că gesturile sunt cele care fac întregul, faptele noastre. Altfel să spune că cuvintele noastre reprezintă 7% din comunicare. Nu știu dacă pe drept. Păi asta am zis, 12%, ceva de genul ăsta. Nu știu ce să zic. Exact. Oricum puțin. Da. De multe ori o tăcere este mult mai expresivă. Olga Tudorache spunea, taci din cur, mai taci. Mai... Adică teatru trebuie să aibă și pauze. Și când trecea când era câte o pauză de asta, profesorii ne spuneau, a trecut un înger. Știți, momentele în care se vorbește, se... noi nu mai avem darul ăsta, noi vorbim acum, toți vorbim. De fapt, sunt două direcții foarte clare în falimentul societății. În faliment, eu zic faliment, că până la urmă ne îndreptăm către un eschaton, nu avem încotro. Că asta este scris, nu suntem veșnici. Dorința de a ne impune și satisfacerea libidoului. Și când mă refer la libido, mă refer din toate punctele de vedere. Că eu vreau cafeaua cea mai bună, vreau rochea cea mai frumoasă, vreau bărbatul cel mai, femeia cea mai, mașina cea mai. Noi vrem cel mai, the best, cel mai, momentul, căutăm superlativele. Și știm să ne alegem aceste superlative sau ne sunt vândute, no, de sunt societate? Vândute. Uite-te ce înghițim de câteva zile. Consumați aia. Bine, folosiți numai aia. N-ai voie aia. N-avem nu și da. Masturi și donturi. Nu mai știm să alegem noi înșine. Când a ajuns pentru dumneavoastră un moment în care să simțiți că anumite obiective de viață sau anumite cel mai... nu e ca ale dumneavoastră și v-ați găsit un cel mai al dumneavoastră, mult mai autentic? Păi putem să verificăm fiecare pe propria piele. Când ajungem în momentele în care momentele în care zici, băi, nu mai pot, deși tot timpul în marea lui dragoste ne dă cât putem să ducem, Dumnezeu, dar la un moment dat, dacă nu vezi, și cum? Momentele în care îți crăpi pe românește, cazul, faci un infarct,
în momentele în care se face rău, leșini. Alea sunt momentele, în primul rând, prin apropo de fizicație, pe care ni le arată că nu mai putem duce. Și noi nu trebuie să ajungem la momentul ăsta. Noi trebuie să îl prevenim. În primul rând, corpul nostru este perfect și el ne arată imediat unde să ne oprim. Apoi, în momentul în care ești într-o relație care se numește, poate să numești o relație toxică sau falimentară, în primul rând, în momentul în care e violență, în momentul în care este agresivitate, noi suntem oameni, omul e făcut pentru iubire. Pam, pam, atunci la fel. Astea sunt momentele în care, cum ați întrebat, am simțit nevoia să schimb. Atmosfera din viața personală sau situația din viața personală poate să te propulseze ca actor sau să te tragă înapoi? Adică ați simțit în funcție de situația din viața dumneavoastră că ați avut un push sau dimpotrivă un pull? Da, dacă în familia, casnicii tăi te susțin, tu poți să învingi orice obstacol. În momentul în care nu cred în tine, e mai greu. Trebuie să lupți de două ori. Care a fost rolul la care a strigat Evrica? Un rol pe care vi l-ați dorit și când l-ați obținut? Toate, cred că toate rolurile, să știți. Toate rolurile. Uite, îmi vine în cap acum când m-a ales Naie Caranfil, spre exemplu. În Restul e tăcere, da. Senzațional film. Da. Cred că l-am văzut de zeci de ori. Da. Este o bijuterie de film, exact. Uite, și all time, la poți să-l vezi și peste 100 de ani, da, și va fi la fel și de... Și când am ales Andrei Blaier, și când m-a ales Sergiu Nicolaescu și toți regizorii cu care am lucrat. Și uite, acum am filmat ultima oară la Vlad Păunescu, o să iasă un film minunat. Cred că rolurile în care mi le-am dorit, oamenii lângă care am vrut să lucrez, da, recunosc pentru succesul lor. Pentru că sunt oameni care m-au confirmat, dar nu m-au confirmat un succes, că succes acum toată lumea are. E o vedetă de succes, este un ziarist de succes, este un medic de succes și așa mai departe. Succesul ăsta. Nu, a fost faptul că am văzut că acolo se întâmplă ceva bun. Și asta nu o spuneam eu, o spuneau foarte mulți. Te împlinea acea întâlnire. Și atunci am strigat Evrica. Și un rol pe care încă nu l-ați avut, dacă îl doriți, sau îl țineți secret? Da, se poate numi că e un rol, îl țin încă secret. Okay. Unii dintre actorii noștri, într-o măsură mai mare sau mai mică, au reușit să pătrundă și în cinematografia internațională, jucând roluri mai episodice sau mai de substanță în anumite producții internaționale. În ce măsură ați tatonat și varianta aceasta și ce... Foarte puțin. Am avut la început, să zic, colaborări prin firmele de casting românești cu coproducții. Eu n-am mai făcut film în ultima vreme, nici n-am mai fost chemat atât de des, probabil și din prisma faptului că am ales să fiu angajat al Teatrului Național. Programul nostru acolo e destul de susținut și dacă te cheamă, spre exemplu... La filmări trebuie să întrerupi mult, să pleci câte două, trei săptămâni undeva. Da, și nu prea. Și am văzut. Și e normal. Nu se mai încurcă cu actorii de teatru. Pentru că suntem ori teatral, consider... Mă rog, e alegerea lor. Însă, în perioada în care făceam lucrul ăsta, am avut gândul ăsta de a merge atât de departe încât să merg chiar până la Londra să-mi depun niște CV-uri, să-mi... Dar, nu știu, am abandonat ideea. Îmi pare rău. Ce să zic? Mi-a convenit... Da, nu pot zic că a fost autosuficiență, dar... Nu știu, mi-a fost, în momentul ăla am ales, nu că n-am făcut niciodată, n-am stat. Acum poate stau, momentele astea, zic, de câteva zile, dar nici acum nu stau. Că am niște drumuri foarte clare. Dar am preferat să clădesc ceva bun în copiii mei, împreună cu părinții mei. În ultima vreme chiar mi-a fost foarte important, așa cum spuneam și la începutul orei mele, fiecare avem ora, venim cu ora noastră, să pun în regulă, înainte de a pleca, asta e adevărul, de a mă pune în regulă, de a n-avea regrete. Și aici îl citesc pe meșterul Beligan, care a dat un interviu și în care așa scrie: nu am regrete. Ce-o fi făcut el, nu știu. Că de multe ori putem să lucrăm cu noi înșine într-o relație cu cineva care nu te iartă și zici, bă, am făcut tot ce se poate, dar alte ori vezi că se poate să primești iertarea sau
armonia reciprocă. Ați prins la Teatrul Național și în teatru în general din monștrii sacri, da, cum îi numim noi. Da. Ce a însemnat această experiență? Păi a fost, în primul rând, a fost la fel un evrica, cum ați zis foarte frumos, adică o bucurie, o confirmare, pot să zic că a fost și o fel de mândrie de asta. Cu cine ați reușit să jucați mai mult dintre cei foarte mari, care nu mai sunt acum printre noi? Păi cu meșterul Beligan, să zic, cu dânsul am jucat foarte mult, cu domnul Mari Moraru am jucat, cu domnul Iordache am apucat să joc în ultimul spectacol, să repet, alături de el, cam cu toți. Uite, mă gândeam la cine a mai fost la mormântări, să zic. Da, am apucat să fiu lângă ei, să merg lângă ei. Și învățați mai mult din joc, din spectacolul efectiv sau din repetiții și ce vă împărtășim? Din tot. Din tot. Uite, spre exemplu, mă uitam la meșterul Beligan, învățam cât de importantă e așteptarea și răbdarea ta. El pe scenă te lăsa, nu știu, generozitate, dexteritate actoricească, habar n-am, dar te lăsa să faci, puteai să te dai și peste cap, să faci și flic-flac, să te lăsa să faci toate tâmpenile. Da, toate tâmpenile. Că mai comentai el așa că ai... Și după aia el și după aia el spunea ce avea de spus și se rupea sala. Avea și această maturitate, probabil, la vârste și era și rolul pe care și, ca să zic, era Radu Beligan, doar când intra în scenă, se termina spectacolul, se aplauda jumătate de oră. Noi în culise ziceam, gata, hai acasă. Succesul e asigurat, putem să mergem fără probleme. Adică, cred că răbdarea, în primul rând, învățam de la el. Am învățat și apoi am învățat foarte mult și în turnee, mergând. Îi vedeam, deci dacă domnul Beligan era... Hai să mergem în piață. Dar de ce în piață? Păi în piață luăm pulsul orașului. Așa, domnul Marin Moraru era mai nerăbdător, era mai... Ia uite. După aia, măi Marinuș, îi zicea, măi Marinuș, bine, bine meștere, bine meștere. Ei erau foarte apropiați și jucase foarte... Mișu Fotino la fel, Mihai Fotino. Măi bilișică, deci parcă văd acum. Deci erau, ei în sine erau un spectacol, ca să spun, fiecare, în primul, sau domnul maestru Dinică, Gheorghe Dinică, la fel. Măi băiete, n-ai niște murători? primul schimb de remne, niște castraveciori pe care l-am avut când am filmat Crucea de Piatră, asta în afara camerei. Învățai de la ei comportamentul, ei fiind de fapt niște timizi, niște emotivi, aveau emoții, nu mai țin minte, uite, doamna Olga Tudorache, înainte de spectacol, avea niște emoții fantastice, Carmen Stănescu, Damian Crășmaru, erau niște emoții, de asta făceau parte din natura, de asta zic, e o meserie foarte simpatică. Și cred că de acum începe, pentru a-mi gestiona această nădăjduiesc emoție, de a o transforma și a pune în slujba rolului pe care l-am de făcut, de a nu mă confunda cu personajul, de a-mi da seama că e doar un rol, așa cum spuneam, pe care îl încep și după aia îl las. Asta am învățat de la meșterul Beligan, să zicem. Adică el făcea foarte clar. Era, replica a fost antologică, s-a dus la George Ivașcu la Metropolis să monteze un spectacol pe care l-a și montat. Și i-a zis George Ivascu, zice, meștere, dar cu 2 ani de zile, 3 ani, el având 92-93 de ani, zice, nu se poate că e spectacol după spectacol. Dar meșterul zice, dar cine a zis că se grăbește? Adică fantastică, avem tot timpul înainte. Fantastică replică. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Birici, pentru că ați făcut parte din acest maraton.
Urmează, stimați telespectatori, câteva momente pregătite de invitații noștri. Este vorba despre domnul Paul Ruza, Teodor Dumitru și Florin Ioniță. Paul Ruza este cardiolog și ne vorbește, o să vedeți despre ce înseamnă un astfel de maraton. Teodor Dumitru, de asemenea, ne vorbește despre ce înseamnă somn, pentru că va trebui să funcționăm și 3 nopți. În realitate, și vă fac o mărturisire, de fapt 4, pentru că n-am dormit azi noapte deloc. Apropo de ce înseamnă emoțiile dinainte. Spectacolului. Și avem și un sportiv de anduranță, de ultramaraton, care ne vorbește despre ceea ce înseamnă depășirea limitelor. Este vorba despre Florin Ioniță. Revenim, dau mai departe cuvântul invitațiilor noștri. Mulțumesc!